ultima parte a discuției noastre cu Serghei Mizil despre prăbușirea unei lumi și zorii unei alteia. Tu, cum te-a prins revoluția, ne-ai zis? Ai fost pe aici, pe acolo, ai observat niște lucruri care la prima vedere pentru un profan nu țăreau în ochi. Era clar că nu că vezi profan, peste puțin că am văzut pe ăștia, ți-am spus că au venit ăștia de la direcția a 5-a, da. Înțelegi, care i-a dus pe stadion, i-am ajutat pe o parte care a fost o viață întreagă pe la noi prin casă. Uh-huh. Înțelegi că unul a venit și a aruncat pistolul la, el a rămas de nevasta și copilul, am mers și l-am luat și semna, o intra peste aia, știa că familia securii mai găsea pistolul, mai pușca pe aia, mai făcea. După aia i-a pus pe stadion, a vrut să mierilească, s-a sucit. Uh-huh. Și după aia a venit pe la mine pastea și mi-am dat seama că nu se schimbă nimic în prima chestie, că eu am rămas în privirile pe la Znagov și prima combinație care am vrut și nu te dădea nimeni afară. Nu! Ah. Prima combinație care am vrut să o facem, a apărut persoana respectivă, oficialul atunci. Și tu mă treabă și în democrație. A, pe loc. Și bă, ce ai, unde ai spus, că uite așa, că a auzit prim-ministru, că aia, și bă, n-a spus la nimeni, decât am vorbit eu cu tine în casa asta. Dar ce voiai să faci? Niște s-au prescris, inginerii financiare. Am înțeles. Cu de mic. Și, deci erau aceia securiști, cu aceeași tehnică pe care i-am ascuns, acum mă turnau. Da, ai trăit, bănesc, niște deziluzii de astea. Păi bă, rămâi mut, pentru că în prima zi s-au ascuns acolo. Eu am aflat de Timișoara. Așa. M-am dus la Bartolomeu, care ți-am zis, care toată familia era la, în garda lor ăla, pentru că eu aveam unul care mi-aducea aur de afară, un italian, lănțișoare, spre vânzare. Și el mi-a spus, bă, sunt la Timișoara, pe zi vino. Păi nu pot, că sunt tancurile pe stradă și s-a blocat toată chestia asta. Zic, haide bă! Că ăștia de la direcția 5 au zis la un moment dat că am fost implicat. Uh-huh. Și eu mă duc și îi spun lui un tovarăș de-a meu, care era acolo, bă, e șucăr mare în Timișoara, du-te bă, că nu-i nimic. Bă, e șucăr mare, nici ăștia nu știau, mă, mâncați-aș vrea ta. Zic, du-te și te bă... raporta fals sau ce? Nu-mi dau seama. Deja din sistem și... Nu-mi dau seama. Era direcția 5-a cu pază de... Și zic că merg acasă și întreb la... Că tata vrea să plece la Timișoara. Zic, bă, nu pleca, că acolo se trage. Știi tu, bă, prostule, bă, de toate. Ah. Și l-a dat jos din tren. Și zic, mă, ce se întâmplă totuși? Adică să nu știe ăștia care îl păzeau. Da, adică niște chestii care mi s-au părut foarte curioase la, da. La momentul respectiv. Ei, și eu m-am dus la Bartolomeu și l-am scurat dimineața că cu trei zile înainte revoluție. Zic, bă, cred că ne curățăm, că la timp și a început șucărul. Ai început pe dracu. S-au interesat, da, bă, ai dreptate. Uh-huh. Și în trei zile, și o parte spunea, bă, că de unde știu tu că în trei zile? Păi, mi-a spus ăla că sunt la grupă stradă, am zis trei zile la ghicitoare. Nu... Te-a luat vreo spaimă ceva sau? Nu. Te-ai mobilizat să fie bine. Da, dar ce, am mers la restaurante, aveam restaurantele deschise. Care aveam, erau toți ăștia care aveam, că stăteam aici și aveam pe... Care da, bănesc că s-a subțiat cercul, nu? Adică te duceai cam singurel, nu mai îndrăznea lumea să cu tine. Păi da, mai aveam cine? Jean plecase, din brigada mea, ăsta speriat, domnul Mădălin, Nicu era la pârnaie. Ăilalți erau toți pe la pârnaie. Da, imaginile alea cu procesul, cu aducerea lui Nicușor la televiziune, cu asta unde l-ai văzut prima dată? La televizor. Adică unde erai? Ce făceai? Veneam și m-a sunat Cora. Bă, l-a luat pe Nicu. Veneai de unde? Nu știu, veneam de pe la Znagov, nu știu unde veneam. Aha. Mamă, soția ta, Cora, ca să știe lumea. Da, soția mea mi-a spus că da, că l-a luat pe Nicu și m-am fugit de la un televizor și l-am văzut că era speriat rău de tot. Mm-hmm. Era tăiat, că toată lumea a spus că era transfigurat cum intră acolo, nu înțeleg. Era tăiat de aici până aici, mă. Că tot de ziua că s-a nu l-au tăiat. Și l-au ținut și o zi cu picioarele pe scaunul l-au luat. Și șucărul mare, adică deziluzia lui mare, că erau toți pe care el i-a ajutat. Pe tatul lui, ce era, se închina de dimineață până seara când auzea de Nicu. Ce? Slugă? Mă doare că mă vede. Da, și că zice, da, n-am voie, da, mă doare în limbaj. Da, aia, da, cu bipul, știi. Da, și îți dai seama, Mihai Bujor, care, Mihai Bujor n-a stat niciun Iliescu în casă, a stat la noi. Era
băiatul, mama și tata. După aia s-a mutat băiatul Iliescu. Mama și tata, ți-am spus, prietenii cu Iliescu ăsta. Da. Și îți dai seama că Nicula l-a scos dintr-o groază de căcatul pe lepra asta de Mihai Bujor. Uh-huh. Înțelegi? Dar l-a scos chiar din căcatul mari. Și cu casa s-a dus tata și Nicu, că pierdea casa, vrea să ia patinileț, acolo, în fine, aici, pe primăverii. Și după aia s-a dezis și... Îți dai seama că pentru el a fost foarte șocant când mergi și îi știa pe Iliescu, știa, da, pe ăsta îl știa, pe Caramitru știa. Adică cumva rămăsese el de vină și restul toți erau... Nu, el a venit săracul să se predea. Uh-huh. El a vrut. Da, l-a adus aia, l-a lăsat, nu că l-au prins, că a vrut să fugă, l-au tăiat acolo, l-au băgat. Alt cunoscut de al nostru i-a luat ceasul de la mână. Uh-huh. Adică știi ce se întâmplă? Că măcar bă, dacă te prind ca la răscoală, te prind, îl prind pe Boer, Iobagi care i-a călcat în picioare, de-ați seama când vin într-un loc și toți care erau cam pe lângă tine, toți te-au călcat în picioare și te-au făcut, plus că l-au ținut să-l mierilească, adică l-au ținut, a doua zi l-au dus la spital. Și tu nu te-ai gândit, băi, poți să o pățesc la fel? Nu. Ai avut treaba asta? Niciodată mi-a fost frică de nimic. Dacă mi-era frică, nu făceam ce am făcut. Da, dar se schimbaseră un pic datele probleme. Ei, nu se schimba datele probleme, că dacă ai curaj să faci ce am făcut eu, nu contează problema, că dacă ești, ai curaj să țări cu mașina, să-l sperii pe unul, să dai peste cap în prăpastie, înseamnă că nu ți-e frică, nu? Cum am făcut, adică și îți dau exemple un milion. Nu mi-a fost frică niciodată. Și ce ai făcut după ce ai văzut imaginele astea cu Nicu la televizor? Ce? Bă, m-am gândit că practic plătește oalele nevinovat. Asta clar. Înțelegi? Dar pe mai departe, înțeleg că a ajuns el, ce s-a întâmplat cu el? Pe mai departe l-au dus la... Cum v-ați reconectat? Am fost printre primii care am mers la Pârnaie, nu? Uh-huh. Uh-huh. Eu am mers la Pârnaie cu așa mai îndoit, tata a spus că problemele... De ce mai îndoit? A fost un... un incident între familie noastre, care nu vreau să îl spun. Nu vreau să spun pentru că tata mi-a spus foarte clar, băi, Serghei, asta este treaba familiei noastre și familia Ceaușescu. Uh-huh. Nu ne dăm în alea și dorința surorii mele. Uh-huh. Înțelegi? Și după aia m-am dus și... am văzut că e bine, a fost foarte bine primit. Nu l-ai găsit. Acolo în Pârnaie își revenise psihic. Adică nu mai era ca la, când l-au prins acolo. Pentru că el l-au primit foarte bine, pușcăriașii. Cum sună asta? Păi de ce? Păi să explic de ce, că nimeni nu înțelege. Păi el a dat decrete, mâncați aș gurata. Uh-huh. Păi acum cine mai a dat decret? Ăla la un an, la 23 august, a dat decret, haideți afară. Da. Și nu le convenea. Înțelegi că mi-a arătat că au făcut niște papuci cu de lână, cu alea, cu alea, cu alea. Deci l-ai găsit reabilitat psihic, să zicem. Așa, după aceea când a ieșit și când și în permisie și în toate alea, el a ieșit foarte debusolat și el nu, s-a mai regăsit în... Bun, e clar, desprinderea a fost uriașă. Dar nu desprinderea, cred că nici n-a înțeles, nici s-a mai găsit, n-a mai avut casă, n-a mai avut nimic. E o familie, că eu le spun în față, o familie care nu s-au ajutat, sau nu au fost împreună. Da? Da, deloc. Mm-hmm. Adică foarte... Bun, cred că fiecare a fost să supraviețuiască cumva după 90... Nu, dom'le, nu, nu, că stai puțin, că n-a fost chiar așa, adică nici ăștia alții, în afară de Ion și ăștia, dar îți dea, nu l-am cam primit nimeni prin casă, nu? Păi înțeleg că tu l-ai găsit la, după insistențele tale, la Mihaela Ceaușescu, nu? N-a vrut să vă zică că a ieșit sau ceva. E povestea ei. E partea ei de poveste, de asta te întreb. Că vreau să le și confruntăm. Și vrei să, cum să nu mă găsească, m-a căutat și cum să merg eu? Cum să merg eu să vă cumpăre alimente, să trebuie de ce cumpăre alimente ca vinite la? Ce sunt întâmpit? Bun, te-a anunțat că iese? Bineînțeles că ne-a chemat. Pe mine, pe Tache din America și pe, am și poze și cu toate astea. Așa. Și cum a fost? Eu i-am propus cu Tache din America și cu Dan Alban, zis albanezu, dacă auzi de el, care a făcut ISM-ul cu Giovanni, cu aia, cu aia, cu aia, așa, să te scoatem din țară să pleci. Și n-a vrut. N-a vrut? Nu. Și i-am spus ce faci. Păi n-a vrut. Ce plan avea? Nimic, s-a întors la pușcărie. Da. Debusolat.
Și... Dar lăsați scrisoarea aia, nu știu dacă, ai urmărit aia cu Mihaela, care a făcut, în fine, nu vreau să mă contrazic cu ea, dacă ea are poveștile ea, fiind scriitoarele mai romanțează, dar și a fost, ne-a chemat pe noi, este Tache, prietenul nostru de America, care și acum are numărul Nicu la mașină, l-a ajutat foarte mult, am ajutat cu Nicu, ce enorm, 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 enorm m-am ajutat. Dacă aș avea 100 de euro, eram milionar. Adică n-a refuzat pe nimeni, domne. Cu casă, cu boală, cu alea, cu alea, cu alea, cu orice. Da. Avea și puterea. Bineînțeles. Na, da. Avea și... Da. O și făcea. Da, corect, ca alții. Bun, a refuzat să plece, a refuzat ajutorul vostru, nu? Da, îl scoteam, domne, scoteam în două secunde în graniță. Via Germania, asta era planul? Da, sau în America. Uh-huh. Oricum îi dădeau azil politic, oriunde. După ce am ielit pe aia și am văzut ce proces a fost, era clar că îi dădeau azil politic. Dar de ce n-a vrut să plece? Ce vă spunea? Nu știu. Nu v-a dat niciun argument? A zis nu și punct? Nu și punct, da. Dar vorbea, a încercat, adică... nu știu, cum decurgeau serile cu el? Ce vorbeați? Da, dom'le, vorbeam despre absolut despre toate. Adică, nu știu, era mâhnit, era apăsat, avea... încerca să... Vadă ce s-a întâmplat cu ea care au fost aproape, n-a întâlnit trădările, a încercat să ceară explicații în stânga și dreapta. Nu, și-a dat seama că toți niște lepre, așa. Singurii care l-au ajutat, în afară de fotbaliști, de Lăcătuș, Gino, Tudorel, Stoica, care avea o relație, Valentin și cu aia, Lăcătuș pe Zoia a luat-o și a ținut-o în casă, așa, l-a ajutat Copos. Care toată lumea spune că e așa, eu l-am admit pentru chestia asta pe Copos, că un om care nu-și uită ăla, și Nicușor Năstase, ăla de la Vox Maris, da, care ai prins tu. Mare figură. Nu știu cum pe Nicușor. Mare figură, da. Și ăla, și cu bani și cu asta, restul nimic, niciunul nimic. Dar după, în momentele astea, ai avut genul ăla de discuții cu el, ți-am spus eu că Iliescu și cu Gașca... Uite, acum ai înțeles ce s-a întâmplat? E, cum? Dar știa, nu prea să mai discutau. Păi nu, asta cu știa, adică e... Păi nu, dar normal că am discutat. Ai e văzut, ca și cum vezi... Exact, că a spus că... E ca și cum vezi în față propastia și nu tragi de volan, știi? Păi da, nu tragi de volan, păi n-au tragi de volan, așa a fost. Și spuneam, ai văzut, bă, cum m-am copit cu pârnaia? Cu stilul tău, da. Da, și... Dar nu-și mai găsea, din punctul meu de vedere, nu-și mai găsea locul. Cu toate că, fii atent, o chestie foarte ciudată. Am mers cu el în piață și lumea nu i-a luat banii, țărani nu i-a luat banii pe acela. Da? Nu! Și zic, bă, vezi că nu are toată lumea. Eu cred că l-a marcat foarte tare că mi-a spus că l-a pus în celul și punea execuția de mai multe ori pe zi. Care mi se pare o barbarie și o indiferent ce a fost... Asta e o mărturie a lui? Da. Că îi punea un celul Da. Și el a spus. Și îți dai seama că o chestie care e indiferent să-i maică ta, e taică, da. Adică n-ai cum să... Indiferent cum au fost. Dar nu cum au fost, adică n-au fost judecați după niște reguli. I-a condamnat avocatul. Lor. Avocatul apărării, corect. Avocatul, sigur, și n-a avut dreptul la recurs, adică absolut totul. Și în primul rând minciuna, că de asta mai am o boală pe Iliescu. N-a spus că 62.000 de morți. Cu toate mii... teroriștii cum a fost? Care sunt teroriștii? Nu e niciun terorist. Păi... Dar cu morții și cu... știi când... Uite, mai am să aminte de revoluție acum, că îmi vine în cap așa părând. Da, e. Eu am văzut alea de la... N-o să toată viața. Copilul ăla cu femeia... cusută, moartă și cu toate alea care le-au pus ei atunci imediat și am zis, bă, da, chiar în halul ăsta fac și mă duc și în casă și era socru, zis, bă, da, chiar ăștia chiar în halul ăsta nu există niciun serviciu, niciun sistem ăsta de securitate nu face așa ceva. Se coasă, se fac, ăștia sunt din morgă. După ce au venit suedezii, s-a demonstrat că erau morți din morgă, care ne-a băgat la asta să ieșim în stradă, ca să ne mâncăm între noi. Bun, e o teorie. Nu, alea sunt demonstrate. Da, nu, dar e... Păi în ce n-a tras nimeni unde era Nea Caramitru și restul au făcut praf totul. Adică cum? Teroristul ăla, lunetistul ăla, adică cum? Tu stai cu gigafonul mai la stânga, mai la dreapta, au rupt palatul și direcția 5-a care acum au făcut-o și CC-ul... Eu am fost în procese, nu mai spun asta că mi le-a spus mie mama la Cernica. Deci au venit că se deja au venit primul și a zis, bă, dar stai puțin că nu-i atacat, CC-ul nu-i atins cu un glonț. Da. La Sibiu, unitatea aia nu-i atinsă cu un glonț. Toți atâta, cum v-ați bătut? Cu cine? Bun, și tu vrei acum să fie condamnat cineva pentru ce s-a întâmplat? Da. Păi, absolut toți.
Păi îți explic și teoria mea de ce trebuie condamnați. Pentru că trebuie să vadă că, indiferent, că de asta evreii sunt tari, că i-au urmărit pe aia, până la sfârșit, că îți vezi, bă, nu scapi, dacă ai făcut-o, n-ai șanse să scapi. Așa zice, la revedere, am scăpat, ăla mai scap și-o mai scapă. Și de aia se întâmplă, acum, că scapă toți. Cu asta și la Băsescu, dacă cădea atunci când au făcut referendumul așa, furat aia la Balamuc, vedea că stai mă puțin, chiar dacă fac așa, poporul mă dă jos. Așa, nu mă dă nimeni jos, nene. Corect. Și fac ce vreau. Astea sunt teoriile mele. Bun, asta e partea istorică dramatică. Hai să ne întoarcem un pic la partea colorată. Te-a prins revoluția cu câți bani? E, aveam bani. Adică mulți? Da, pentru vremea respectivă erau mulți. Că ziceai că ai profitat din plin aveam bani. Avantajele... Da, păi dacă am plecat în Germania și mi-am luat restaurant. L-ai luat gen, l-ai închiriat sau l-ai cumpărat? Am închiriat, am luat cu francize, cu alea, adică m-a costat în chiriile pe nu știu câte luni. Când ai revenit în țară? Nu știu. Păi... Nu am cu ani să mor. Păi nu, de 89, ai plecat în 90. Am plecat în 90, am stat cu un an ceva stat. 90, cred că 91, 92, cred că am venit. De ce n-ai rămas? Acolo? Da. Păi dacă s-a deschis aici, eu oricum am parte. Ai văzut oportunitățile de business? Nu, eu sunt foarte legat. Eu am chiar tendințe naționaliste puternice. Luate și de la tata. Adică eu mor și văd ce se întâmplă acum. Da. Cum să nu mai existăm ca nație, nu mai existăm ca nimic. Nu mai avem cultură, nu mai avem obiceiuri. Ne-a șters completă, cu biserică, cu absolut orice. Bun, asta cu biserica să o lăsăm că e... Cum? Păi da, nu! Păi n-ai văzut că ne interzic să mai mergem? Da. Aia să jură pe Biblie care ne-au condus, nu vor cu sexul, să fim nu știu cum, să cu toate nebunile astea care se întâmplă. Cum? Eu sunt cu biserica, pentru că suntem ortodoxi și trebuie să fim crescuți în spiritul nostru, nu? Nu în alt spirit. Dacă vorbeai de recuperarea relației cu tatăl tău, cum a fost după 89 pentru el? Un înalt demnitar comunist? Mai că pentru tine nu-ți păsa, nu aveai niciun chef să... Nu, el s-a integrat foarte bine, a început să scrie. Am văzut. N-a avut probleme, a rămas în aceeași casă, a rămas în alea, adică el n-a avut probleme. Mm-hmm. Comunist până la moarte, că și până în anii 2000 am văzut că a pus bazele unui partid de factură. Niciodată, tata. Nu? Nu. Revedeți. Nu. Da? Da. Aha. Nu. Mm-hmm. Nu s-a băgat în nimic. Da, a fost un scandal la un moment dat, că a fost depus la Ministerul de Finanțe. Da, eu scandalul nu știu care a fost la mine aici, acum am aflat. Băi, din ce am citit acum, nu știu cât o fi adevăr, că îți dai seama, noi nu știm ce s-a întâmplat. Eu știu că cu Quintus avea o relație foarte bună. Uh-huh. De ce știu că cu Quintus avea o relație foarte bună? Când era la Pârnaie, la Jilava, l-a chemat pe Quintus acolo, a venit Quintus. Și a zis, domnule, uite care chestia, e ziua mea, eu vreau să merg acasă 3 zile să-mi dai permisie, că nici Ceaușescu nu m-a ținut de ziua mea acasă, eu mi-am făcut-o cu familia. Și Quintus i-a dat drumul să își facă ziua să întoarcă. Mm-hmm. Deci dacă, așa, acolo eu n-am vrut deloc sub nicio formă, a vrut Vosganian, pentru că a zis că e scris acolo cu litere de aur, pe că a fost unul cel mai bun miniștri de finanțe. Eu n-am participat acolo. O emoție de asta... publică. Dar cum ai simțit că s-au adaptat cei din generația ta, din generația părinților tăi la tranziție? Adică, bun, că tatăl tău s-a adaptat, că s-a scris, s-a refugiat în... Citea enorm. Da, avea, am înțeles. Citea în diagonală, nea, într-o carte și toate. Dar știu pentru să... restul, cum i-ai simțit? Bă, pe o parte de busolați, pe o parte și-au văzut fiecare de drum. La cum au evoluat lucrurile cu Iliescu în frunte, cu toată devalizarea care a început. Eu nu m-am dus la Iliescu, dacă mergeam la Iliescu puteam să fac milioane. Nu m-am dus la Iliescu din mândrie. Dar cei care se duceau făceau milioane? Da. Da? Da. Era un soi de tătuc așa care blagoslovea? Nu, dar le înlesnea. Adică pe aia care cunoștea. Ce înseamnă le înlesnea? Nu știu, cumnate nu s-a dus și a făcut nu știu câte milioane de... A, da. Da, eu nu m-am dus pentru că era Mihai Bujos, era acolo și eu. L-am considerat o lepră la ceea ce a făcut față de Nicu și față de astea. Înțelegi? Și la asta nu m-am dus pentru că eu l-am considerat un trădător. La Iliescu? Da. Păi acum sincer, trădător. Uitându-te la el, avea altă... putea să facă lucrurile altfel? Păi este că eu nu l-am considerat că a fost trădător, că ce a făcut. Eu pe mine m-a lăsat așa și m-a scârbit, cunoscându-l foarte bine,
comunist înrăit, din tată comunist, ce feriți, nu așa vrăjeală, când s-a urcat pe tank și a scos el partidul în ilegalitate și a făcut, mă, adică exact ca la Tismânia, nu, bă, voi veniți și după aia tot voi o dați pe partea și pe acum partea. Acum știi cum e Serghei Câștigător? Bă, eu nu știu, eu plecam, bă. Câștigător scriu istoria, adică... Da, domne, da, eu dacă aveam, uite, caracterul, eu spuneam, nu mă bag, domne, dar în fine, am fost împins de ruși, sunt legea complicate, pentru că pe tata, eu zic, bănuiesc că rușii l-au pus să leacă. Tata a avut mari scandaluri cu rușii și pe problema Moldovei și astea. Și cu rușii astea. Și pentru că am văzut că mi s-a părut foarte curios. Pe Ursul a făcut membrul Academiei de la Moscova, l-a scos proces în două secunde. Pe ăla l-a scos, adică... Da, în fine. Dar comportamentul lui mi s-a părut de... om fricos și de asta, adică eu nu mă urcam eu pe tank, că puneam pe altul, dacă mai ești mecher, nu? Cum aș urca eu acum pe statuie aici și aș spune, nu mai beți, învățați, nu mai umblați cu femei, puneți mâna pe carte, câte flegme mi-aș vrea aici pe statuie acum. Auzi, pentru tine personal, și comunismul a fost o afacere bună și capitalismul, adică da, tu... Ești... Am exploatat comunismul și capitalismul adică a descurcat. Adică ce au spus, în definitiv, a avut dreptate. Băi, tu, dreptate când ți-ai zis aia, că tu, exploatarea omului de către om, ai găsit cumva, ai avut șansa asta ca și înainte de 89 și după 89 să găsești formă. Păi cu aia m-a prins cu niște oi, că am făcut niște oi, că aveam oi. Ce oi? Oi, creșteam oi, vindeam brânză miei, blănuri, prin Budești, prin toate astea, toate figurile le-am făcut. Da. Lulu i-a confiscat un milion ceva de lei atunci, Lulu, care era cu mine, care avea oi. Am înțeles, da. În Macedon. Anii 90, din punct de vedere economic, cum au fost? Nu neapărat pentru tine, așa, din ce-ți mai aduce aminte, anii nebune ai capitalismului de cumetrie. Deci, atunci s-au făcut... Și când ai făcut cei mai mulți bani în capitalism? Pe ce și... Atunci, imediat după revoluție, a fost spectaculos. Adică, dăm... Uite aici la pavilion. Așa. Cu țigări. Așa. Cu bere. Cu... sigur, ți-am amici de lichior, palincă și toate alea care luam de la unguri. Așa. Adică lumea avea... Deci tu ai rămas în registrul ăsta... Lumea... Asta vroiau, mâncați aș gura ta și lumea avea foarte mulți bani. Pe aduceam tirul câte două, trei pe zi aici, n-apucam să le descărcăm. Ciocolată, Mars, Hars, Bars, toate astea, înțelegi? Îți făceau cuponul la tir. Plecam cu saci de bandă aici. De expoziție. Deci eu acum am constat o chestie. Tu n-ai avut timp să fii nostalgic, erai prea ocupat să faci bani. Păi dacă am văzut că e loc și toți mi-au zis, vină-mă repede cu metre că să ce să fac banii mei, hau, hau, hau. Deci cu ce mergea cel mai bine? Cu aur? Vindeai și aur? Sau asta după doar înainte de 89? Asta înainte de 89. Că după 89, uite, Vanghelie, de exemplu, Vanghelie povestește pe unde mai poate că dă aur. Kilograme de aur. Nu știu ce a făcut ăla. Nu m-am... Deci tu te-ai specializat pe astea, pe consumabile, pe... Pe imediat atunci, dacă aveai, toată lumea era nebunită după bere străină și bere la doză. Uh-huh. Cât aduceai la doză... Adică mirajul accidentului, tot ce era interzis. Și aveau bani mulți, că iau coze aici, am mâncat așa. Unde care ți-a? De unde aveai tiruri, de unde, cum intrau, cum ieșeau? Păi intrau, dar cum se făcea aici? Aveam... eu am avut... Dom'le, îți spun o chestie care n-am negat-o niciodată. Oriunde m-am dus după aia. Așa. Și am spus cine sunt, mi-au deschis toate ușile. A, nu te-ai lovit de ele, cum s-a lovit Nicușor de pildă, adică... Niciodată nimic. Nici la securitate, nici la partide, nici la țărăniști, nici la absolut nimeni, nu știu ce le-a făcut. Deci am mers aici la șeful pavilionului și astea, bună ziua, bună ziua, cine ești? Cum vă stăți? A, băiatul, da, domne, cum de vrei. Okay, vrei da. Deci toată lumea m-a servit. Deci, în fel m-am folosit. Deci făceai atât de mulți bani încât, ce să făceai bani, nu aveai ce să faci, că era ceva uriașesc. Da, ei, nici așa, că nu stăteam eu toată ziua să văd. De la infractorul da. Nu, de la încurcărești celebri și i-au spus niște legende, cum dormeau pe munți de bani. Nu. Adică, cum sunt lucrurile în firescul lor? Adică... Nu, se făceau bani, dar nu munți de bani. Da? Munți de bani au făcut toți ăștia care, într-adevăr, după aia au făcut greu, s-au băgat cu combinații cu politicul. Bun, când au început de valizarele alea mari, clar. Acolo s-au făcut bani, adică veneai acum și peste a doua zi aveai 200 milioane de euro, cum 200 milioane din bere și din astea. Cum milioane. Da, corect, corect. Ce dreapă. Da. Dar nu așa, veneau, s-au făcut bani grei de tot. Dar securitatea vă dădea târcoale să își tragă și ei partea, noua securitate? Nu, la mine nu veneau pentru că eu am avut o relație deosebită cu Johnny Popescu. Mhm. Aproape familie, pentru că a fost la cooperație și era așa
stat împreună, nici nu m-am folosit de cum s-au folosit alții care au făcut... Eu nu m-am dus niciodată, eu n-am... Eu mi-am făcut totul singur, domnule, nu m-am dus niciodată, că aveam oportunitate, am stat la masă cu absolut toată lumea și toți am participat, am stat cu, că am avut toate privatizările, unde au luat și la mare și cu ăla și cu ăla și cu absolut tot. Nu mi-am luat nimic de la stat și n-am vrut să fac nimic cu statul. Asta te-a și salvat, că tu ai gura asta păcătoasă. Asta m-a și salvat. Dacă m-am dat seama că dacă, belele, la că... cât am lătrat și cât i-am înjurat pe toți și am făcut toate astea, dacă m-a făcut adică să mă agațe... Băsescu de-abia te aștepta la o tură. Dar și Iliescu nu... Da, bun, nu mai punem. Păi, am mărit puțin la antene de el și a scris imediat pe Facebook. Mm-hmm, mm-hmm. Ai văzut așa că păi cred că și acum o să... Da? O să vedem. Banii sunt la... la Nea Costel. Dar chiar așa, în afară de Iliescu, a fost un personaj care te-a scârbit nominal, așa să nu zici că toți, după 89 care s-au făcut că nu mai nu vă mai cunosc, nu vă mai... care s-au schimbat radical, în raport cu tine, că așa cu Nicu am înțeles. Stai puțin că ei nu se schimba un raport, că eu am rămas cu foarte mulți prieteni acum, deci eu, nu știu, pe mine Băsescu m-a deranjat foarte tare și am început să prind boală pe el, că la început mi-era simpatic. Și ne-a prostit pe toți cu stilul lui. Nu, mai da, asta, nu, nu. Mai un banc, mai o... Pe mine și pe... Mai domnul, un pahar, cred că pe tine ăștia cucerit. Tom era mai apropiat de mine, cu Catești cu asta, dar am mers la nunta lui... Nu știu dacă știi pe Copaci, pe Mircea Copaci, dacă nu știi, deci șefa lui de cabinet, el a fost la, în fine, din amânare. Deci asta și când a trecut pe mine și pe Ciutacu, ne-au închis în WC-ul. Cum? Ne-au închis în WC-ul, cum auzi. Și am zis, mă, dar cât de proști poate să fie ăștia, mă, mâncați așa gurat. Adică ce să leam eu cu Ciutacu la Băsescu? Și bun. Domnule, SPP-ști, cine? Da, domne, da. Și după aia că am întrebat, băi, nu avem voie să... Așa. Păi după aia nu stă la masă și aici la masă, adică... Corect, băi, aici? Păi că suntem la nuntă. Cu... Dar cum adică v-am închis în WC-ul? Când a trecut, ne-am închis în WC-ul, domnule. A fost brutale, așa, dă... Nu, noi eram acolo, așa, așa, așa. Cred că a pândit și hâț, rupea bușa și nu mai puteam să ieși. Nu cred. Tu te întreabă pe domnul Victor. Fabulos. Fabulos. Și după aia mi-a făcut o chestie, dar proști, că a venit și erau mulți de la PDL, înțelegi? Mm-hmm. Și glumă când mă obstin sumea. Nu, te rog. Păi, n-am cum să-ți explic. Și m-am întors spre ei. Da. Și ce faci, domne? Păi dacă nu vă duceți-vă dracu de aici. Să mor eu dacă... La ce PDL? Când? La nunta lui, asta era șefa de cabinet al lui Unea Traian. Am înțeles, deci era la același moment. La același moment, da. Și după aia l-a întrebat pe ăsta, bă, dar nu face Serghei, pe aici nu mai face nicio, asta, să râdem, să stă, pe ce să mă gândim, închizem pe ce o floță și... Dar n-ați interacționat? Nu, eu am avut, prin interpuși la televizor, eu l-am înjurat, el mi-a zis, eu l-am înjurat și am explicat de ce. Păi și... cu Becali și nu știu ce, nu ne-am jignit, el m-a făcut oligofren. Eu, da. Păi nu, dar eu i-am explicat atunci, dar a fost handicapat. Nu, te rog, reformulează. A fost, n-a înțeles ce am vrut să-i spun eu. Ce ai vrut să-i spun? Pentru că el când a mers, când a dus-o pe Eba, au scos toți aia carnetele alea roșii sau să-i dea aia, să-i așa. Și a spus, e un aranjament. Da, mă, unde a dus-o pe Eba? Să facă europarlamentar? Ca să facă europarlamentar în ședința. Da, da, Vladul ăla cu PDL, da, da, sigur, puneți nu știu câte voturi. Sigur, da, și eu am spus, băi, aveau carnetele astea. Și eu ți-aș da un sfat, nu lui. Eu mai mult vorbeam cu ea. Uite ce s-a întâmplat, când o să o fi, o să o facă ăștia varză, ceea ce se și întâmplă. Nu că am avut exemplu Nicu, lui ăla. Și acum a distrus partidul ăsta PMP de tot, că a pus-o pe Eba să candideze nou la Constanța. Adică a zis lumea, bă, las-o, dracu, tot și, cu pică ta. Și i-am spus, bă, dar aveți milioane, trimite-o afară să fac. Bă, eu fac extraordinar. Au milioane? Hai, mă. Păi nu știu, eu nu știu. Mă, e la mișto. Păi, da. Nu ne zice acum că n-are de niciunele, merge da, cu Duster. Da, n-ai văzut ce ștouri cu Duster, orele. Da, eu cred că a făcut-o și intenționat că are un proces acum și trebuie să dovedească că are nevoie de SPP, nu știu, uite-o în ea mea. Păi sigur, dom'le, normal. Și cu Jean Pilica pe el și ceșenile aveam picioare. Măi, la... Și înainte era mai cu Poleșarc era. Da, Serghei, la impresia artistică e tătuc. E, ce ai, domne, e doctorul toată, pe cum e bun? Înțeles, e foarte bun. Înțelegi și asta i-am spus, eu zic, bă, nu-ți băga copiii. Și după aia m-am măscărit și m-a făcut că sunt trăitor al comunismului și că nu niciun partid la... Când a scris cartea, era unul istoric, nu știu, Oprea sau Oprescu, nu știu cum. Atunci m-am măscărit el. Dar după aia ce se fac? Zic, bă, până mă face... Pentru că eu am cunoscut-o pe ea bine, că ea a fost prietenă cu ăla lui Hrebenciuc, care ăla era un băiat deosebit. Nu mai luăm, da. E complicată lumea. Că ăla băiat cu carte, cu asta nu înțeleg ce nu s-a părat. Ăla profesor la facultate, păi adică... Da. Că aia era prea cu carte. Păi... Bă, e foarte... foarte puțin cu bani mulți au reușit să fie pe...
ăla să predea, să fie profesor. Da, să-l lase sau ce era. Da, bun. Și acum preda afară, adică face, adică omul s-a văzut de treabă, alții, mașină, hau, ta, la, du, du, hu, nu. Da, da, da. Uite, că suntem aproape de final, bă, cred că închidem așa, din perspectiva ta, o viziune asupra celor două lumi, cea în care ai fost și cea în care suntem. Și recurg acum la calitatea ta de analist. Ai văzut, azi suntem cu toți analiști, avem da. O părere, avem un canal. Ești și tu influencer acum, nu? Da. Se cheamă. Da. Ce conversie de la băiatul de nomenclaturist la influencer de YouTube al noi generații. Mișto, ce să zic. Ai reușit. Da. Se cheamă că ai reușit. Hai să analizăm un pic așa pe final. Unde suntem, încotro ne ducem din perspectiva ta, cu bune, cu rele? Dom'le, acum eu zic că ne ducem la pușcărie, era să zic. Măi, aici cred că vă duceți singuri, că pe drumul ăsta nu... Nu, eu, la ceea ce se întâmplă acum, eu efectiv, de asta m-am și bucurat, nu dau seama unde vor să ajungă, ce vor să facă, pentru că, practic, se duce tot un cap vertiginos. Adică, mai e loc de dus în cap? Păi mai e, a ajuns azi roborul la 6, nu știu dacă ai văzut. Da, da. Păi și ai văzut cum azi, crește în fiecare... Mai țin de că vreau Dragnea, roborul, da, roborul era și altele. Da. E, gândește-te că în scurt timp își vor pierde ăsta casele, că nu se mai poate să plătească ratele. Se cheamă economie de piață, se cheamă... Păi nu e economie de piață, nu, aici este o mare minciună. Capitalismul înseamnă și protecție foarte mare. Nu știu, care, păi spun eu că ăștia n-au băgat-o la chestia de protecție. Păi lăsați că e ciuma roșie în guvern acum și o rezolvă. Păi nu contează că e ciuma roșie, că eu nu sunt nici cu ciuma, nici cu aia, cu niciunii. Dar în capitalism, ăștia n-au înțeles acum și românii care nu au fost pe afară, nici nu-și dau seama. Deci, ca să... Uite, îți dau un singur exemplu ce înseamnă capitalismul și asta. Deci, în capitalism eram cu un tovarăș care am comis niște infracțiuni foarte grave. Hai să zicem inginerii. Inginerii, nu, astea sunt infracțiuni, erau inginerii. Așa. L-a arestat, înțelegi? Nevastă, doi copii. Uh-huh. Ea, nu româncă. Uh-huh. El român. Copii, jumate. Eu am rămas atunci și am zis, bă, nu există așa ceva. A venit statul german și i-a spus, rămâneți în aceeași casă, noi vă plătim totul, aveți 1200 de mărci de fiecare copil pe lună, haine vara, haine iarna, de la statul german. Și eu am întrebat de ce. Și ea mi-a explicat, copiii ăștia trebuie să crească exact cum cresc copiii germani, nu să sufere pentru ce a făcut tasul. La noi, dacă te ia la pușcărie aici, ce să-ți dă? Vine și îți dă o cărămidă, întâmplă. Da. Dar politic, cum o simți? Suntem unde trebuie, parteneri, iată, strategice, pe UE, Băi, eu aici NATO. Zic că e bine că ne-am băgat cu NATO, dar la preșurile și care suntem acum și la cum nu avem voie să ne exprimăm părerea noastră, că eu pot să țin cu ăla, adevărul din punctul meu de vedere tot timpul e la mijloc. Nu sunt obligat să țin cu unul, că vrea el. Ba da, zilele astea nu asta ești obligat zic. Să ții, ești obligat să vorbești pe anumită da. Linie, să gândești. Și nu suport eu să mă certe la pe mine, cenzorii. Să mă certe, să mă curețe, să mă facă, să vină, să-mi facă cu mâna, să-mi facă cu toate astea, să mă certe unul cine, care pentru mine nu e nimeni ăla. Da. Înțelegi? Și ceea ce mă deranjează foarte tare acum și spun că nu o să avem niciun viitor dacă nu se schimbă ceva în Constituția, în astea țările democratice, ce e primul lucru? Ce spune? Ce ți apără? Proprietatea, da? Da. Păi și cum vin eu să iau casa lui ăla de acolo, iau iahtul ăla, iau aia că e de naționalitate, iau banii, iau cum confisc alea, că e rudă. Bun, asta e din punctul meu de vedere să emoții la cald, ăsta vor trece. Nu sunt emoții la cald, eu zic că își vor câștiga, pentru că nu poți să iei dreptul că face parte dintr-o anumită rasă sau etnie, pentru că mine o să spună, bă, sunteți grași, la grași vă luăm casele. Da. Bun, dar înțeleg că tu nu ești de părerea aia generală că nu, cum... poporul trebuie să sufere pentru deciziile unei elite. Păi gândește-te că suntem noi acum. Păi dacă face Mutu, face Iohannis asta. Cine? Fumalistul? Nu, Nea Iohannis. Dacă face la acum o chestie și zic că aia confiscă, cum să-mi confiscă mie care eu aș da... Nu, zic iar mi-au șucăre. Cum să-mi confiscă și eu sunt cu el? Adică nu există chestia asta. Și nu poți să-i confiscă ceva fără un proces. Deci da. Că vii să iei lui ăla casa, că e nepotul ăla, sau că e aia, sau că bănuiești tu că e aia,
Înseamnă că nu mai e democrație. Bun, știi cum e? Freedom of speech, se termină libertatea de expresie acolo unde încalci normele generale. Să nu am voie... privată nu, nu, se nu. Evaporă când da. Și e chestia asta să nu urmăresc eu cu ochii mei, pe ajungem pe timpul Ceaușescu când îți dea de-a ce vreau eu. Nu mai vreau să văd eu cu ochii mei să întreb concluziile. Da, asta zice Cristoiu, că bune, ne trăiesc ce am trăit în anii de presă comunistă. Adică... Asta era! Nu aveai voie să vezi decât aia. Da, da. Bă, da, o chestie pe care eu am și eu un of pe care l-am dat și i-a antrenat în anii ăștia și cu asta chiar închidem. Aparenta metamorfozarea securității în SRI și ce a evoluat după 90 încoace, cum o vezi? Au făcut lovele multe. Nu multe, multe. Multe de tot. Și prin ei, cu ăștia care au adus noi și cu ăștia, s-a demonstrat că poate să conducă o țară și prin să te ia când vrei, să-ți facă dosar cum vor, să-ți facă absolut ce vor. Dar tu după 90 ai întâlnit foști securiști ajunși oameni respectabili în structuri? Adică toți au rămas, asta e ideea. O mare parte nu au ajuns, o mare parte i-a dispersat atunci, i-a băgat în oameni de afaceri, în oameni de acolo, i-au împrăștiat în toate zonele și în toate astea. Dar dacă te uiți la procesele astea și cu Piedone și cu Oprescu, sunt niște bătăi de joc. Da. Cum să-l condamn pe Piedone când legea spune clar? Eu ca primar, dacă tu deschizi un club, că am deschis de 1000 de ori, vine nu patronul, ăsta, administratorul, care răspunde fața legii, și îți depune o cerere, tu îl deschizi și el trebuie că de la pompier poți să ieși și într-un an. Bun, aici din nou cu emoție, cu un caz dramatic. Dar nu se uită la noi totul cu emoție, mă, cazia și până la și atunci... Așa e, adică noi trăim în galerie. Legea nu e cu emoții. Ba da. La noi. La noi. Afară nu este lege cu emoții. Și uite-te cum trăim polarizat, fiecare cu adevărul lui și câștigă ăla care e mai șmecher. Păi și care are mai la de mână instituțiile statului. Sau care poate să plece afară, să-l doare în... sau care trebuie să rămână aici să-l doară în cod, da. Nu da. Legea e lege, nene, adică eu am mai stat și pe afară, ți-am spus că am cochetat și am văzut și pe acolo cum e legea, adică acolo nu te-a prins, nu te-a dovedit, nu există, bă, nimic. E, da. Ma. Nu, îți spun eu, bun. Nu există. Și stă, se infiltrează între tine, te face până te duci, până te trage cu în undiță până ajungi la ăla. Și acolo când ai ajuns, dacă a spus o sunt ofițer și uite asta a făcut, la revedere. Nu că vine unul și spune, bă, a făcut-o și cu gunoiul, hai să luăm din avion. Mm-hmm. Și la final, Serghei, chiar de tot, să tragem o linie. E mai bine în capitalism, nu? Și în democrație. Sau în ce trăim noi aici decât pe vremea aia. Cu din toate... anumite puncte de vedere, da? Din anumite puncte de vedere, nu. Adică că ai libertate care văd că ușor, ușor ne-o constrânge. Cu boala, cu alea, cu alea, cu alea, că nu ne-am mai mișcat. Ne-a ținut în casă, am făcut-o până la nu? Eu am peste 65 de ani, am avut să ies 2 ore pe zi. Da. Deci nu mai e... Chiar tu, da, tu ești reglementat. Păi sigur. Corect, da. Tu trebuia să te duci la cumpărături într-un interval de... O imbecilitate. Da. Adică văd că încep constrângele astea care sunt, într-adevăr, acum ai dreptul de să te plimbi, să vezi, să... Până acum aveai dreptul tu să vezi orice post și să-ți tragi tu concluziile. Acum nu. A început să cadă și asta. Da. Da, înțelegi? Nu, dar dacă ar fi să alegi, ai continua aici, nu dincolo, nu? Da, dom'le, bineînțeles, pentru că am avut plăcerea să-mi fac restaurantele mele, să-mi fac alea. Mm. Dar din anumite puncte de vedere, pentru oamenii normali și pentru oamenii ăștia, e jale, nene. E. Yeah. Adică gândește-te că ei aveau servicii... E o sălbăticie economică de care nereglementat. Nu, dar gândește-te că un muncitor pe vremea aia își ținea copiii la facultate, își lua casele, De aici mașină. Și gradul de nostalgie și încrederea pe aia... Păi de asta s-a dus toată lumea înapoi. Că eu m-am certat cu multul, lume spunea, bă, când eu n-aveam probleme, acum nu pot să-mi plătesc gazul. Mm-hmm. Mergeam cu sindicatul la munte, la mare, la alea, la alea, la alea. Și deci era complet altceva. Spital, acum ce faci? Unde te duci? Acum în spital n-ai lovele, ai murit cu zile. Da. Bine, domnul Serghei Mizil, că ne-am plătit toată seama. Mulțumesc pentru această discuție. Nu aveți să fiu și eu. Uite că mă gândeam că nu o să mai fie lucruri de aflat. Întotdeauna sunt lucruri de aflat sau de privit într-o altă lumină. Fiecare îl vede cum l-a văzut, dar eu spun ce am trăit, nu ce mi-a povestit altul. Da. Și n-am niciun interes să spun că m-am întâlnit cu ăla, că m-am certat cu ăla sau că i-am făcut așa, că nu i-am făcut.
Mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți și ne ajutați în acest demers. Like, subscribe și nu uitați să verificați și celelalte producții din Istoria Secretă. Noi continuăm, vă aștept aici în fiecare zi de la ora 3.